O rețetă de pască super, super bună și delicioasă. Eu am tăiat-o caldă, doar o jumătate de oră am lăsat-o. Dar voi să o lăsați să se răcească bine după să o tăiați. Uitați-vă ce a luat. Delicioasă. Bună ziua! Vreau să pregătesc o rețetă de pască super delicioasă. Rețeta o să vă scriu sub video. Acum o să vă arăt modul de preparare. Deci aici am ouăle, le bat cu un praf de sare, până devine un pic de spumă, nu spuma tare. După adaug zahărul și le bat spumă, spumă, da? Am bătut bine până s-a topit zahărul și avem o spumă groasă. Acum punem kefir. Smântână grasă. Care doriți, puteți înlocui smântâna cu crema de brânză de vaci. Eu am pus chefir și smântână mai groasă, grasă, coaja de la lămâie. Punem un prag de copt. Zahăr vanilat sau vanilină sau esență de vanilie. Eu o să pun două, îmi place foarte mult gustul. O să punem untul topit și răcit. O să începem să punem din făină. Este mai bine să vă pun ingredientele scrise sub video, așa de acolo le copiați imediat și aici vă uitați doar la modul de preparare. Amestecăm bine să nu fie cocoloasă. Am dat drumul la cuptor la 180 de grade. Am tapetat o tavă rotundă cu hârtie de copt. Să punem toată făina.
Eu aici am un mix de fructe gonfiate. Sunt stafide, sunt cireșe, portocale, am un mix. Voi puteți spune doar stafide, da? Cam 100 și ceva de grame am aici. O să le punem în tavă și o să le dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 40 de minute. Deci uitați-vă cum trebuie să fie aluatul. Aveți de grijă să aveți făina uscată tot timpul, să nu fie umedă. Pentru că acesta este unul din motivele care, după ce scoateți de cuptor, vi se lasă blaturile, aluaturile. Da? Deci uitați-vă ce... Și care doriți să înlocuiți chefirul sau smântână, puteți pune doar cremă de brânză, dar eu am ales să o fac așa pentru că este super delicioasă. Întindem bine peste tot și o punem la cuptor. Pentru 40 de minute. Mai trebuie să stea 5 minute la cuptor, Pasca. Și o să fac un sirop din apă. Zahăr și zeamă de lămâie. Dar zeama la lămâie o să o pun după ce e zahărul topit și siropul și fiert bine până se încheagă un sirop mai grosuț. Am 3 albușuri la frigider la rece, să fie foarte rece albușurile. Deci acum îl las să fiarbă până se face un sirop mai gros. După o să pun zeama de lămâie. După o să batem albușurile cu un praf de sare și o să adăugăm siropul peste albușuri să se facă o spumă tare, o meringă. Facem testul scobitoarea și la pască, da? Și o lăsăm. O desfacem doar pe margini și o lăsăm să se răcească. O desfacem un pic așa, nu o scoatem din formă. Și o lăsăm să se răcească un pic. Da? Aici am făcut siropul. Deci trebuie să fie un sirop așa gros. Și acum ne apucăm să batem albușurile. Deci albușurile la rece, să fie foarte rece. Și am pus un praf de sare. Le batem la viteză mare, la viteză medie și după ce s-a făcut un pic de spumă, o să începem să adăugăm din sirop.
Deci acum începem și punem din sirop. Siropul să fie așa cald. Acum o să-l dau pe cea mai mare viteză, timp de 3-4 minute. Deci până se face tip bezea, da? Deci uitați-vă. Acum o să-l punem într-un poș și o să-l punem deasupra, o să-i dăm formă deasupra. O pască super delicioasă. Bezeaua este acrișoară, înăuntru fructe de mare, delicii, fructe de mare, doamne, fructe de pădure, vă rog să mă scuzați, cred că de la foame visez fructe de mare. Acum venim, am pus într-un poș, fără, poș simplu, fără formă și venim și după o să-l punem la cuptor, cuptor ventilat, pentru încă până își prinde culoare bezeaua. Eu o să pun ventilația doar deasupra, doar să-l prinde deasupra. Deci o să-l pun din nou, o să las ventilația numai de deasupra, până își prinde culoare bezeaua. Deci eu am ținut-o pentru 3 minute la 200 de grade. Acum nu știu dacă se vede foarte bine, dar este, ci-a dat o culoare foarte frumoasă, maronie. Deci asta este rețeta. O lăsăm să se răcească. O scoatem și dacă și voi aveți gusturile mele, încercați rețeta, este un deliciu, nu o să regretați. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la sfârșitul acestui video. Seară bună vă doresc, o săptămână binecuvântată!